Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre greva spontană, să zicem, din transportul public bucureștean, care pare totuși să nu fi fost chiar atât de spontană. Chiar și numai pentru că se știa de ea cu o zi înainte. Ieri justiția, știți, ați auzit la știri, a ordonat suspendarea grevei, care a fost declanșată fără respectarea pașilor legali, dar ce să vezi, aseară angajații refuzau să respecte decizia Tribunalului București. Conducerea STB a comunicat că unii lideri sindicali puneau presiune pe angajați să nu reia lucrul, în ciuda deciziei justiției, iar greva continuă și azi. Primăria a anunțat că urmează acțiuni penale. Acum, acest conflict ne-a luat prin surprindere pe toți, pare să fie izbucnit cumva din senin. Salariul mediu brut la STB este de 7.000 de lei, a comunicat conducerea, în condițiile în care compania nu poate supraviețui fără subvenții, are datorii uriașe de aproape 3 sferturi de miliarde lei și activitatea trebuie neapărat optimizată. Deci ce i-a înfuriat totuși pe liderii sindicali? Purtătorul de cuvânt al protestatarilor, să zicem așa, Vasile Petrariu, care este și consilier PSD, a cerut demisia directorului STB Adrian Criț, pe care l-a acuzat că, citez, incită și spune despre proprii săi salariați că sunt hoți, că fură, că vând piese. Am încheiat citatul. Apoi, dacă domnul director a spus așa ceva despre angajați, e foarte urât, mai ales dacă nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, adică ce l-o fi apucat pe domnul director să fi spus așa ceva dacă a spus? Păi uite, avem niște elemente ajutătoare. Un audit intern la STB, adică o evaluare a activității și a contractelor, asta înseamnă un audit, fiind niște tipi care se pricep, contabili, experți în finanțe, juriști, și verifică tot ce se întâmplă în firma respectivă. La Europa FM lucrul ăsta se întâmplă cel puțin o dată pe an. Anual, da. De ani și ani de zile. Sunt și foarte enervanți, domnie. Asta e, sunt enervanți, întreabă tot felul de lucruri. Se uită toate contractele, tot ce s-a făcut să fie totul în regulă, totul. Deci este o chestie pe care companiile private responsabile o fac constant, des, să se asigure că totul e în regulă. Când spun enervanți, mă refer la faptul că își cer detalii despre lucruri despre care ai uitat la un moment dat și ți-e greu să le identifici, știi? Da. Dar ei le cer și trebuie să le dai. Bun. La stat, auditurile astea sunt mai rare. În companiile de stat. Mai rar. Și când se face, se descoperă tot soiul de lucruri. Deci, un audit intern la STB, avizat acum doar o săptămână, a scos la iveală niște situații dubioase și nereguli grave, a descoperit publicația Buletin de București. Printre aceste nereguli, facturi umflate pentru piese, plăți ilegale, furnizori scoși din joben, contracte stranii de numai o zi valabilitate apărute de nicăieri în afara contractelor cadru, supraconsumuri șocante de combustibil, cumpărarea de piese mult peste necesar și altele asemenea. Deci varză. Auditorii au verificat prin sondaj 30 de contracte, doar din acestea a reieșit, citez, achiziționarea de repere în plus față de necesarul real, în valoare totală de 5,4 milioane de lei, adică peste 1 milion de euro. Binișor, peste 1 milion de euro. Se adaugă supraconsumuri de combustibil care cresc cu zeci de mii de euro de la o lună la alta, însă doar la anumite autobaze. Adică furte motorină, ca să o spunem direct. Plus altele. Găsiți detalii, cum spuneam, în articolul din Buletin de București. Deci, din concluziile acestui audit, rezultă că STB, Societatea de Transport Public București, care are vreo 11.000 de angajați și un buget uriaș, seamănă foarte bine cu o vacă gigantică, căpușată și bună de mulți până la epuizare, de niște băieți deștepți și foarte bine conectați, care știu perfect, pe unde merge șperțul și de unde se poate lua parandărătul. Și ce să vezi, principala recomandare din documentele obținute de Buletin de București ține de schimbarea imediată a procedurilor interne pentru achizițiile publice, adică să se pună dopuri pe unde se scurg șpăgile. Și acum, eu n-am dovezi, dar am o bănuială că de aici vine și o anumită nervozitate în sistem și îngrijorare. De altfel, sindicatul STB e puternic implicat politic. Anul trecut, de exemplu, de fapt, în urmă cu 2 ani deja, că suntem în 2022, în toamna lui 2020, deci înaintea alegerilor, toată lumea a aflat ce fel de îndemnuri la vot se făceau în birourile sindicatului STB, unde liderul, vă reamintesc, este PSD-ist. În aceste birouri, dacă intrai, găseai astfel de mesaje scrise. Citez. Nu vota cu creierul. E sentimental. Burta simte foamea și neajunsurile. Păstrează ce ai, poate se va mulți.
Votează cu cel care ți-a dat, nu cu cel care îți promite. Vezi cu cine votezi. Nu alegi siguranța familiei? Și am încheiat citatul. Fotografia cu aceste îndemnuri s-a viralizat atunci, poate ați uitat, dar toată lumea a remarcat mesajele astea. Și atunci candidatul Nicu Șordan a declarat că sindicatul STB era folosit pentru campanie de Gabriela Firea, la vremea respectivă primar. Deci dacă pui lucrurile cap la cap, iată că acest protest începe să arate altceva, mai puțin agrevă sindicală și mai multă lucrătură politico-mafiotă. Și unde am mai văzut noi greve dintre astea spontane și lideri sindicali în spume când cineva a vrut să pună ordine în fluxul banilor publici din cadrul companiei, să umble pe la achiziții, pe la șperțuri, pe la parândărături, pe la ce se cumpără, cum? De greva spontană de la metrou de anul trecut și de indignările liderului sindical Ion Rădoi, își mai amintește cineva? Și domnul Rădoi, ce întâmplare, membru PSD, fost senator PSD. Și în încheiere, iată un mesaj pe care l-am primit ieri, chiar în timpul emisiunii, când luam telefoane de la ascultători pe subiectul protestului spontan de la STB. Am avut atunci unele rezerve să-i dăm citire, dar iată că investigația din Buletin de București despre auditul șocant de la STB confirmă măcar într-o anume măsură ce spunea ascultătorul nostru. Deci iată mesajul, citez. Bună dimineața! M-aș bucura dacă ați putea să dați acest mesaj cu privire la greva STB. Liderul de sindicat care a declanșat greva este consilier municipal din partea PSD. Faceți un exercițiu de imaginație. Cum a ajuns el acolo? Adrian Criț este singurul director general care a spus stop hoției. De aceea se încearcă demiterea lui. Încearcă să facă STB să performeze, să devină eficient. Introduce sistem electronic de pontaj, să nu se mai poată chiuli, proceduri clare de lucru și multe altele. După ce că suntem în situația în care suntem, nu ne simțim bine dacă nu ne dăm în cap singuri. Oamenii sunt manipulați, din păcate nu reușim să ne trezim. Mulțumesc, spune ascultătorul nostru. Mulțumim și noi pentru mesaj și desigur de urmărit ce se întâmplă la STB și nu numai cu transportul public propriu zis, adică cu autobuzele, troleibuzele, tramvaiele care ies sau nu ies pe traseu, ci mai ales de urmărit ce se întâmplă cu banii publici. Sutele de milioane de lei care circulă pe la STB și din care, după cum se pare, e deja confirmat, se scurg milioane de euro. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.